Hei dragi prieteni, ce bine că sunteți aici! Chiar aveam nevoie de o mână de ajutor! Bună! M-am echipat și eu! Te ajut? Hai mai bine să le spunem și lor cum se extrage aurul din mine! Sunteți pregătiți? Așa că hai să zburăm! La început, minerii extrageau aurul prin diverse metode, de la spălarea nisipului aurifer în vase simple de lemn sau cernerea prin site primitive, până la tehnicile moderne de minerit care presupun cunoștințe avansate de chimie. Aurul se găsește în cantități mari în anumite părți ale lumii, printre care și la noi, în Transilvania, în depozitele de pe fundul unor râuri. Metalul din aceste depozite provine din filoanele de aur din munți. El ajunge în apă în urma procesului de eroziune și se acumulează în nisipul, mălul, pietrișul din apele curgătoare. Iar acum probabil mă vei întreba, ce e o eroziune? Păi, eroziunea este procesul de degradare a solului sau a rocilor prin acțiunea ploii sau a vântului, iar aceasta are loc în sute de ani chiar. Dar să revenim la subiectul nostru, dragi prieteni. Aurul se găsește fie sub forma unor bulgărași numiți peptide, fie, cel mai adesea, doar ca particule mărunte amestecate printre firele de nisip. De aici, aurul poate fi extras prin metode pur mecanice, simple din punct de vedere tehnologic, care nu necesită foarte multă muncă. Și cum reușeau totuși romanii să extragă aurul, având în vedere că nu foloseau tehnologia? Mă bucur că m-ai întrebat. Ai fi surprinsă, dar romanii erau foarte inventivi. Ei dezvoltaseră sisteme foarte eficiente de minerit, care necesitau evident munca unui număr mare de oameni și care implicau lucrări enorme. Cum ar fi? Abaterea cursurilor unor râuri, astfel încât acestea să spele solul din anumite regiuni, spre a dezveli filoanele de aur. Incendierea unor suprafețe de teren, urmată de inundarea lor cu apă. Alternanța de temperaturi provoca fisurarea rocilor, ce puteau fi mai ușor sparte cu uneltele de fier de către oameni. Construirea de apeducte, prin care apa era adusă în cantități mari și era folosită pentru a disloca stratul de rocă. Exploatarea în subteran prin săparea de kilometri întregi de galerii pentru a scoate aurul la suprafață. Wow! Deși nu aveau dispozitive inteligente, ei s-au descurcat foarte bine. Vrei să știi care este cea mai veche metodă? Da! Metoda cea mai la îndemână pentru un miner care lucra pe cont propriu era spălarea. Zi de zi, a mii și mii de porții de apă amestecată cu nisip și pietriș aurifer scoase din râu. Una din tehnologiile avansate folosite astăzi este tratarea minereurilor prin metode chimice. Tehnologia cu cianură se folosește de peste un secol în procesul de extragere a aurului, fiind cea mai cunoscută, eficientă și sigură tehnologie pentru mineritul aurifer, cu condiția respectării tuturor normelor și standardelor din industrie. Peste 400 de mine importante de aur din lume folosesc aceste tehnologii, iar peste 2500 de tone din producția mondială sunt extrase prin această metodă. Știai că cea mai bogată zonă care conține aur în România sunt munții Apuseni și că cea mai veche metodă de extragere a aurului era metoda spălării nisipului, care se făcea cu un simplu vas de lemn numit șaitroc. Iar acum, la rubrica de jocuri, vom juca Peștera Misterelor. Cum se joacă? Alegeți un număr mare de obiecte și puneți-le într-o cutie mare, 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 mare de carton. Acoperiți-o cu o față de masă sau cu un prosop, astfel încât să nu vadă nimeni ce se află înăuntru. Fiecare participant trebuie să aibă un creion și o hârtie pe care va scrie denumirea obiectelor. Jucătorii trebuie să bage rând pe rând mâna în cutie și să identifice obiectele. Cel care a identificat corect cele mai multe obiecte va câștiga un premiu. Por la joacă, dragi prieteni! Acesta a fost episodul de astăzi, dragi prieteni. Am aflat cum se extrage aurul. Dacă ți-a plăcut, nu uita de un like, share și subscribe. Și ne revedem data viitoare. Iar dacă ai întrebări și sugestii, le așteptăm pe pagina centrului Little Kids. Eu am fost Little Edu și am zburat. Până data viitoare, rămâneți cu bine!